Peste 2000 de prostituate din orașul brazilian Belo Horizonte sunt în grevă și cer să fie vaccinate. Femeile solicită includerea în grupurile prioritare care primesc vaccinul anti-COVID-19. Condițiile de muncă s-au degradat enorm în timpul pandemiei, mai ales după închiderea hotelurilor, susțin acestea. Acum, multe prostituate trebuie să își asume riscul de a ieși pe stradă pentru a găsi clienți.